Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! Vorbim astăzi despre județul Iași și cei mai proeminenți politicieni ai zonei, oameni care și-au lăsat amprenta pe dezvoltarea economică și socială și care au avut de multe ori o influență negativă. O încrengătură politică și de afaceri care a pus sub semnul întrebării transformarea în bine a celei mai importante regiuni a Moldovei. Ar fi putut fi al doilea pol economic al țării, dar modernizarea s-a făcut lent și cu multe suișuri și coborâșuri, fără strategii durabile. De la marile privatizări până la boom-ul imobiliar, dezvoltarea IT și comerț, toate au fost influențate de politicienii locurilor. Jupânii Iașului, o incursiune în afacerile ultimilor ani. 24 ianuarie, ziua unirii Moldovei cu țara românească, ziua care marchează apariția statului român. O zi de sărbătoare care, în fiecare an, se transformă la Iași într-o zi a jupânilor politici care vin să promită autostrăzi, spitale regionale, măsuri sociale. Oamenii se bucură de spectacolul, de multe ori grotesc, al celor care se cred urmașii boierilor. Mulțumesc mult! Eu chiar vă iubesc! În urmă 160... Drumul nostru către prosperitate este vegheat de valorile și libertățile democratice. Vă doresc să aveți un an bun! Să vă vedeți de credința dumneavoastră și de dorința de mai bine pentru noi și pentru țară. Bine ați venit aici, la Iași! Dar și al celor care le alină sărăcia cu comportamente populiste împănate cu limbaj violent și manifestări zgomotoase. România te iubesc, facem o emisiune despre județul Iași. Cu bunicul rele sau? Județe la stăpân. Te aștept, mă suni? Lângă tine mereu. Cei care vin de 24 ianuarie la Iași, ca într-un bantustan, țin discursuri goale de conținut. Țara aceasta este regionalizată, dar este regionalizată într-un mod ascuns și mafiotizat. Dorin Dobrincu este istoric și fondatorul Mișcării pentru Modernizarea Moldovei, care susține investiții mai mari pentru zonele mai sărace. Într-un fel, suntem prizonierii geografiei. Suntem în partea de est a Europei, România e în partea de est a Europei, Moldova este în partea de est a României. Avem Carpații între noi și Transilvania. Nu avem până astăzi o autostradă. Sunt, pe de o parte, cauze obiective, pe de altă parte, e vorba despre calitatea decidenților, a politicienilor locale, a administratorilor. Ionel Apostol a pus bazele unei organizații non-guvernamentale care luptă ca Moldova să fie unită cu Transilvania și țara românească prin infrastructură. Moldova este săracă și cred că este și sărăcită. Sărăcită de hoți, de incompetenți, de oportuniști, de tot felul de mijmașuri. Județul Iași este, după București, județul cu cea mai numeroasă populație, peste 1 milion de locuitori. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt în mediul urban, iar cea mai mare concentrare este în municipiul Iași, care a avut în ultimii ani o dezvoltare vizibilă, dar nu și proporțional cu creșterea calității vieții. În ultimii 30 de ani, capitala Moldovei a avut doar 3 primari. De numele fiecăruia sunt legate controverse și suspiciuni cu iz penal. În 1992, primar al Iașului a fost ales Constantin Simirat. Din punct de vedere al investițiilor publice, a fost un om foarte prudent, lipsit de viziune. Nu a reușit să atragă investiții. Iași nu era numai problema lui, era problema unei întregi încregături, el fiind parte acestei probleme pentru Iași. Ales din partea Alianței Civice, a ajuns curând să pozeze în lider regional. A fondat chiar un partid al moldovenilor, o sperietoare pentru cei de la centru prin care își negocia destinul politic. În plin scandal de corupție pentru investițiile în infrastructura socială ieșană, a fost propulsat de către Ion Iliescu în 2003 ambasador în Cuba și s-a întors ca lider PSD. Cel care a fost viceprimar a devenit noua stea a politicii din Iași. Gheorghe Nicheta și-a construit o întreagă rețea administrativă, politică și imobiliară, una plină de corupție. Adică un sistem putred. El a lucrat practic împotriva intereselor Iașului. Trecut de la PD la PSD, Gheorghe Nichita a condus primăria Iașului din 2003 și până în 2015. În primul rând, mulțumesc tuturor ieșenilor care au ieșit la vot și au votat, indiferent de opțiunea lor politică.
A fost o perioadă de mari transformări ale orașului. Sistemul de termoficare și canalizare a fost modernizat. Infrastructura rutieră a fost îmbunătățită, dar această perioadă s-a suprapus și pe apariția unor grupări economice care au profitat din plin de favorurile administrației. Gheorghe Nichita se află astăzi în penitenciarul Vaslui. A fost condamnat în două dosare penale pentru luare de mită, dar și pentru că a abuzat de funcția pe care o avea pentru a-și spiona amanta. Am solicitat un interviu fostului edil, dar acesta și-a exprimat refuzul din spatele gratiilor. În 2012, unul dintre viceprimarii lui purta numele de Mihai Chirica. Acest om a ajuns în primăria Iași, în vremea lui Constantin Simira, deci director tehnic. Cu un deceniu mai devreme, da, director tehnic, omul care supervizase construirea casei lui din zona Galata, a casei lui Simirat. Iașul este a doua capitală a României, capitală culturală, capitală istorică, dar și al doilea oraș ca nivel de poluare din România, cu trafic infernal. Iar calitatea aerului este determinată și de modul în care a doua aglomerare urbană a țării s-a transformat în ultimii ani. Dacă o să apară un sfânt primar, să știți că am cele mai mari șanse să ajung. Da? Și nu glumesc. Mihai Chirica lucrează de 20 de ani în primăria Iași. Întâi ca director tehnic, apoi ca viceprimar și acum primar ales. Întâi de la PSD, astăzi de la PNL. Eu n-am avut critici la adresa predecesorilor mei. Nu mi-a convenit de fiecare dată ce am găsit, dar dacă nu-mi convenea, nu eram aici. Trebuia să-mi găsească alte. A fost apropiat de ambii primari. Da, pentru că sunt singurii care am găsit în viață. Și s-a repetat, dacă vreți, în 2016, scena din 2004. Adică Mihai Chirica a ajuns primar din partea PSD-ului cu acte în regulă și el a patentat exact ceea ce văzuse la, în special la Gheorghe Nichita. Una dintre cele mai mari probleme sistemice ale Iașului este lipsa unui plan de urbanism general actualizat. Un constructor explică sub protecția anonimatului de ce nu există voință pentru realizarea acestuia. Trebuie făcut cadastrul general al orașului. Nu l-a făcut nimeni. Planul urbanistic general se face pe un plan topografic. Nu a avut nimeni interes să-l facă. Din 2015 până acum cred că au fost 6 arhitecți la primăria municipiului Iași. Asta este o mare problemă, a schimba oamenii ca pe șosete. Nu poți da la niciunul dintre ei posibilitatea să-l ducă la bun sfârșit. Administrațiile au preferat să îngroape orice proiect care ar fi putut da transparență și coerență. Există. Din păcate nu știe lumea să se uite la el. Cred că a fost unul dintre cele mai progresiste planuri de urbanism general de... Astăzi Iașu are un plan de urbanism general valabil? Valabil. Legal. Da. Cel din 99. Cel care este valabil legal astăzi. Cel din 99. Cel de când s-a făcut. La venirea în funcție în 2015, Mihai Chirica a acuzat vechea conducere că nu a pregătit un nou plan de urbanism. Cel din 1999 a expirat în 2009 și a fost prelungit la limita legii. Asta a spus atunci, nu avem plan de urbanism general, trebuia implementat, trebuia făcut, dar suntem în 2023 și Iașu funcționează tot după planul de urbanism din 99. Sigur, dar între timp am mai făcut altă documentație. Asta ați uitat să amintiți. Că nu pe aia am depus-o. Nu e finalizată. Aia am actualizat-o. Am luat... Nu e finalizată. Inclusiv avizele integrate de mediu, inclusiv avizele de cultură, urmând să mai luăm avizul de la Ministerul Dezvoltării. Între timp mi s-a mai cerut, s-a mai schimbat legislația și mai avem de adus și alte documentații. Era greu să împiedici oamenii care vor să investească. Iar ei nu că au investit prost, dar au investit pe bucățel și într-un întreg nu a ieșit ceea ce trebuie. Ea și este un întreg. Necoordonarea tuturor acestor planuri urbanistice zonale într-un întreg, într-un plan urbanistic general, a atras dosare penale, critici și o dezvoltare fără început și sfârșit, adică într-un stil care afectează și calitatea vieții. Lipsa unui pug a permis speculații imobiliare, derogări și construcții haotice. Nenumărate suspiciuni de corupție au planat asupra edilului Iașului. Au fost foarte multe acuzații împotriva, unele transformate în dosare penale. Depinde cine le face. Un apropiat de-al primarului acceptă să vorbească tot protejat despre modul în care se conduce orașul. Un om foarte abil, foarte deștept, care a știut să-și creeze un mecanism foarte bun și să-și fidelizeze prin mecanismul ăsta oamenii din jurul lui. Și care structură produce bani?
Foarte mulți. La limita legii? Nu la limita legii. În afara legii, în mare parte. DNA a instrumentat inițial un dosar de achiziție de mașini în care Mihai Chirica era inculpat din perioada în care era viceprimarul lui Gheorghe Nichita. Faptele s-au prescris înainte de a fi judecate. S-a dorit a fi ținut, toată urmărirea penală a fost încetinită, acte au plecat practic, n-au ajuns la anchetatori. Datorită structurii de care vorbeam mai devreme, din structură făcând parte neamuri ale funcționarilor publici din diverse structuri centrale și locale ale serviciilor și parchetelor, judecătoriilor. Înainte de a veni în primărie, Mihai Chirica lucra pentru grupul Conest, controlat de Viorel Cosma, unul dintre partenerii primăriei în dezvoltarea orașului. Care a construit mai multe case. În general, cam toate casele politicului. Este unul dintre cei mai mari și principali constructori ai Iașului. Adică, practic, toate marile șantiere au fost preluate de către Conest. Câte contracte a primit Conest în ultimii... Peste 100 de milioane de euro. Majoritatea din perioada mandatului lui Chirica, cred că chiar peste 100 de milioane doar din mandatul lui. Rămânem la Iași ca să vorbim despre multe dosare controversate în care sunt implicați politicienii zonei. Deși municipiul Iași nu a avut în ultimii 30 de ani decât 3 primari, toți cu probleme penale, dezvoltarea orașului s-a făcut de multe ori fără o viziune și o strategie armonioasă. Fiecare dintre aceștia și-a urmărit propriile interese și asta s-a văzut în primul rând în urbanism. S-a construit foarte mult în Iașiul ultimilor ani, dar calitatea vieții nu a crescut. A doua capitală istorică a României este și al doilea cel mai poluat loc din România. Asta ca urmare a haosului urbanistic. Cele mai multe acuzații care i s-au adus primarului Chirica au fost din sfera urbanismului. Primarul Mihai Chirica a fost trimis în judecată pentru un bloc construit în cartierul Tătăraș din Iași. Pentru niște etaje în plus, care nu apar pe autorizațiile emise de primărie. Blocul este construit de grupul Flux, controlat de un apropiat al lui Mihai Chirica, domnul Cheșcu. Dosarul Flux sau Cheșcu, sau cum s-a chemat. Exact. Sunteți trimis în judecată. S-a întâmplat lucrul ăsta, la fel am respirat, am spus, mergem mai departe. A fost o obligație la fostul primar Simirat, că se spunea că Cheșcu era din anturajul mai repede al domnului... E o copilărie, să-și pune cineva pielea la bătaie pentru altcineva, mai ales din perspectiva mea. Un alt dosar în care a fost chemat și ulterior inculpat alături de fostul său viceprimar, Gabriel Harabagiu, este cel al unui bloc din Sărăriei 202. Aici a fost un contract de asociere între primărie și o companie care trebuia să construiască o pensiune. Dosarul de ICOT, nu? Este, așa este, dosarul de ICOT și Sărărie. Nu sunt mândru de el. Te-ai inculpat? Da. Până când nu m-au chemat să mă premieze, să mă pună în fruntea clasei. M-au chemat ca să îmi ofere acest statut privilegiat. Acest bloc de pe Sărăriei 202 din Iași a fost în centrul unui scandal care s-a transformat într-un dosar penal care îl vizează pe Mihai Chirica. Procurorii îl acuză că acesta ar fi avut informații despre angajații din primărie și ar fi omis să anunțe organele de anchetă pentru că acele fapte ar fi fost penale. Acest bloc a fost construit cu destinație pensiune sau destinație turistică. Cel puțin așa a fost dat terenul acesta în concesiune constructorului, dezvoltatorului, familiei Asimionesei. Știți ce a fost acolo, care a fost acuzația? Omisiunea sesizării. Ați fi știut de fapte penale? Nu, le-am trimis. La parchet? La persoanele care trebuiau, erau îndreptățite de lege de legalitate, aveau în original și îl căutau la mine. Pensiunea nu e pensiune. Problema nu e legat de faptul sunt că tot felul de personaje acolo, de la deputați PSD, la tot felul de alte, pe care o cumpăra de la Asimionesei. Nu contest lucrul ăsta în ceea ce ați observat dumneavoastră. De ce? Pentru că același lucru am constatat și noi. Puteți să-mi spuneți exact care este tematica exactă la interviu? Blocul din Sărărie, da. Ah, și referitor la primărie? Sau... Da, exact. Înțeles. Relația dumneavoastră cu primăria Iași. N-am avut nicio relație și n-aș vrea să-i fi cunoscut niciodată pe cei de acolo. Oricum nu
am avut o relație niciodată bună cu ei, așa că... De ce este o problemă în urbanismul Iașului, pentru că este o mare problemă în continuare? E dezastru aici la noi. Dar n-am acordat niciodată nici interviu, nici nu cred că sunt eu foarte bun pentru interviu. Ai avut o autorizație? Ai avut o prescripție la acea autorizație? Trebuia să se respecte acea autorizație? Ai făcut-o bine, nu? La revedere. Nu s-a văzut că aia nu e hotel. Aia cere niște... Întrebarea mea este la fel. Și persoana care s-a dus la fața locului și a văzut ce a văzut și a semnat ce a semnat, oare n-ar trebui să fie trasă la răspundere? Un angajat al primăriei. El a făcut documentul. Pentru un răspuns trimis de către Claudiu Asimionesei, inculpat în acest dosar, acesta neagă relația cu primarul Chirica. Ba mai mult, Claudiu Asimionesei se consideră victima funcționarilor primăriei. Pe fostul primar, Harapagiu îl cunoaște doar prin notorietate, iar construcția imobilului a durat 12 ani din cauza primăriei Iași. Tot pe funcționarii primăriei dă vina și primarul Chirica. S-au ținut de golănii și când a venit... Angajații din primărie. Și angajați din primărie. Și când a venit toporul la capul lor, au ce spun, da, demnitarul. Bă, băiete. Unul dintre cei mai influenți dezvoltatori imobiliari din Iași este Cristin Zămoșteanu. Acesta este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Nu mă luați în calcul că nu dau nicio declarație, nu am nicio opinie, fac nimic. Am problemele mele și nu vreau să fiu interpretat. Nu am înțeles. Iașul abundă în scandaluri în zona dezvoltărilor imobiliare. Din dosarul de evaziune fiscală în care este cercetat omul de afaceri Cristin Zămoșteanu, a fost desprins o bucată care privește Hala Centrală din Iași. Deasupra acestei clădiri este un etaj tehnic, cel puțin așa apărea în autorizația de construcție. Etaj tehnic care a fost transformat în timp într-un restaurant, într-o terasă închisă. În acest caz, procurorii DIICOT l-au pus sub acuzare pe primarul Mihai Chirica. Singura chestie care scapă din atenția celor care au vrut să citească este faptul că omul a venit să intabuleze și am respins. Ce a fost de aprobat prin autorizație de construire s-a aprobat. Ce a fost de certificat s-a certificat cu fotografii la data la care s-a edificat. Ce a făcut el după, a făcut în plus. Și v-ați trezit dumneavoastră inculpat, din nou. Și m-am trezit din nou foarte inculpat. De aceeași manieră, credeți-mă, pe cuvânt, nu am nici cea mai mică emoție. N-am nicio relație cu Zămoșteanu. A venit la botezul copilului dumneavoastră. Au venit vreo 40. 40 de ce? De persoane care investesc în domeniul imobiliar. 40 au fost. Au venit toți care au vrut să vină. Au făcut donații, nu? Ca la o public, ca la... Ca nu la, cumva ca la cumetrie. Ăștia, ca la cumetrie, dar nu cumva oamenii ăștia au venit să dea o donație la primar ascuns, așa, la botez, cei 40 de imobiliari, să dea și ei un plic gras? Nu, n-au venit. N-au dat nimic? Nu, n-au dat nimic. Au dat, cred că, mai mult colegii mei de servici sau rudele mele, cu siguranță. Cât a fost? Suma totală? Da. Nu mai rețin pe de rost. Da, da, așa. 100 și vreo 12.800 ceva de felul. De euro. Și toți înregistrați imediat în... Nu, mie mi se pare rezonabil. Câți copii aveți dumneavoastră? Și toți au... Le-a lăsat fiecare, nu? Bănuiesc, nu... Au fost 4 cumetri. Doar din cumetri câți bani s-au strâns? Nu, e nici măcar e o malițioasă observație. Banii sunt o cotizație mascată a dezvoltatorilor. O cotizație mascată, dar în același timp pe față. Din banii de la botez și alte economii, tânărului Chirica, care are astăzi 5 ani, i s-a cumpărat o proprietate. Dacă primarul Chirica nu pare bogat, sunt în schimb apropiații. Într-un loc pitoresc din județul Suceava, la Bucșoaia, Frasin, este o vilă foarte drăguță, cu foișoare, cu heleșteu, cu o capelă, un loc de rugăciune. Este pe numele companiei Eurodesign Consulting, care aparține lui Ioan Chirica, fratele lui Mihai Chirica. Suspiciunile sunt că de fapt aparține chiar primarului. E un om care își respectă statutul de părinte și muncește cinstit. Da. Bucșoaia. Da, este foarte frumos și omul își face treaba.
Una dintre cele mai controversate personalități politice ale Iașului este Relu Fenechiu. A condus PNL Iași ani de zile cu mână forte, a combinat afacerile cu politica. Fostul lider PNL a fost condamnat definitiv în două dosare de corupție cu prejudiciu de 2 milioane de euro. În primul dosar, Transformatorul, în ianuarie 2014, fostul ministru al transporturilor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a vândut transformatoare vechi la Electrica Nord. Încrengăturile politico-economice, cum a evoluat, unde s-a dus, încotro se duce? Da, domnul Savo, am o rugăminte. După cum nu m-ați văzut deloc în spațiu public și dacă sunt sănătos, nici nu o să mă mai vedeți. Așa încât chiar nu aș vrea să... Da, acum a fost o personalitate care a marcat județul Iași. Da, și... am marcat-o și bine și rău, poate mai mult rău. Nu, chiar nu vreau nici interviuri, nici să apar, nici nimic. Îmi văd de viața mea liniștit. În dosarul Siveco, Relu Fenechiu și-a recunoscut faptele, a făcut acord de recunoaștere cu procurorii DNA și a primit încă 3 ani și 2 luni pentru o mită de 900.000 de euro. A cerut contopirea celor două pedepse și, din 8 ani și 10 luni, a făcut 3 ani și jumătate de închisoare. Din 2017, Relu Fenechiu este în libertate. Nu mă mai întorc în politică, nu vreau să mai aud de afaceri cu statul român. Dar ce o să vreau faceți? Să am grijă de familia mea. Voi face afaceri atât timp cât statul îmi va da voie să fac acest lucru. Un om face afaceri dacă este lăsat să și câștige ceva. Știam că faceți emisiunea asta, știam că mă căutați. Da, 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 nu eu, e un demers cât se poate de transparent. O să, tocmai de asta sun oamenii, că e normal să știe. Da, mulțumesc mult pentru înțelegere. Succes la emisiune, la revedere. Fostul politician de marcă al Iașului mai are la DNA un dosar penal în care este acuzat că ar fi primit mită 4,3 milioane de euro pentru finanțarea unui program în educație. După 5 ani de la începerea urmăririi penale, dosarul este încă în lucru la DNA. Statul, prin ANAF, nu a recuperat decât 2500 de euro din mita de 900.000 de euro din al doilea dosar. Asta, deși Tribunalul Iași a hotărât definitiv, chiar dacă Fenechiu a divorțat, că averea fostului ministru este de 330.000 de euro. Prioritate în recuperarea prejudiciului o au cei de la Electrica Nord, printr-o firmă de creanțe. Dumnealui și-a lăsat, probabil, niște uși deschise pe la Ministerul Transporturilor, pe la companiile implicate. Și acum, din umbră, probabil încearcă să stoarcă bani publici în interes personal. Prin consultanță, prin diferite combinații care le face cu firme. Cristian Adomniței, un apropiat al lui Relu Fenechiu, a fost tot un influent politician ieșan. El a fost una dintre speranțele politice, spun, pentru că învățase jocul politic, avea conexiune, avea o anumită inteligență, avea și mult cinism. A fost ministru al educației, dar și președinte al Consiliului Județean Iași, postură din care a fost trimis în judecată acum mai bine de 7 ani. În calitatea dumneavoastră de fost președinte al Consiliului Județean, bineînțeles că... Oricât de mult mi-ar plăcea acest subiect, eu nu mai sunt activ în scena publică, așa încât nu pot decât să vă țin pumnii și sunt convins că va ieși o emisiune minunată. Liberalul a fost anchetat de DNA în 2015 și trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului și fals intelectual și a fost condamnat la 3 ani și 2 luni de închisoare. Sentința a fost contestată în instanță și în aprilie începe judecarea apelului, dar în ritmul în care se mișcă instanțele, sunt șanse ca faptele să se prescrie. Nu este lipsit de interes că în aprilie 2021, soția fostului lider politic de la Iași, judecătoarea Sabina Adomniței, a fost detașată de la judecătoria Iași la Curtea de Apel București. Soțul a urmat-o în capitală și astăzi lucrează în Parlamentul României la Comisia pentru Controlul SRI. Când veți fi pe șantierul acum al Terminalului 4, dar când veți fi pe pistă și o veți filma, pentru că, pe urmă, acolo e valoarea adăugată cea mai mare făcută la Iași în 30 de ani, împreună cu IT-ul care nu a avut nevoie de autostradă, de asfalt. Sunt cele două coordonate mari care au salvat Iașiul. Nici președinții de Consiliul Județean de la Iași n-au scăpat de dosare penale. Imediat după pauză.
Cei peste 1 milion de locuitori ai județului Iași și nu doar ei au dreptul la autostrăzi, spitale regionale și conducători potriviți. Politicienii proeminenți ai zonei se laudă în CV-urile lor cu mai multe controverse și dosare penale decât realizări pentru comunitate, cu mai multe afaceri de familie și conturi bancare decât atragerea de fonduri pentru dezvoltare. Continuăm să vorbim despre afacerile cu cântec din județul Iași. Un alt apropiat de-a lui Relu Fenechiu este actualul președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, care a ocupat și funcția de ministru al mediului. Acesta este trimis în judecată în 2 dosare penale. Într-unul dintre acestea, DNA susține că în perioada în care ocupa funcția de ministru a cerut și primit mită de la directorul combinatului siderurgic din Galați 22 de tone de tablă și țevi în valoare de 100.000 de lei. Produsele au fost livrate unei societăți care este administrată de soția fostului ministru. În schimbul lor, Ministerul Mediului, condus de Alexe, a dat gratuit combinatului din Galați certificate de carbon estimate la peste 100 de milioane de euro și nu a dispus măsuri ca firma să închidă un depozit de deșeuri neconforme. Dosarul tablă. V-ați lăcomit? În dosarul tablă. Ați avut nevoie de materiale de construcție? Din 2007 până astăzi și evident de astăzi, în fiecare zi ce va urma, întotdeauna am acționat cu bună credință și onest față de cei care m-au trimis în diversele funcții publice pe care le-am condus. Eu consider că nu am greșit, avocații mei îmi spun că eu nu am greșit. Nu există nici un denunț împotriva mea, nu există nici o declarație a vreunui martor care direct sau fi indirect să facă vreo referire sau să mă indice pe mine, plus de asemenea nu există un înscris oficial sau vreo declarație a unui martor care să spună că eu aș fi putut influența în vreun fel. În Sculeni, foarte aproape de vama cu Republica Moldova, este un parc de distracții. Arca Land aparține unei firme controlată de Raluca Alexe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Parcul de agrement se află la 25 de kilometri de Iași și se întinde pe 4 hectare. Acolo bănuiesc procurorii că trebuia să ajungă tabla. Asta e ferma lui Alexe, lui... Lu Costel? Ha? Și aici e tabla? Ha, tabla. Păi era dosarul ăla cu tabla, cu nu știți care în dosar. Ah, că nu s-a auzit discuția, da? Nu știu. Ca betonul e pus de mult? Păi da, are un an, doi, nu mai știu cât. Dar se termină aici? A, betonul, da, că e mancoasă strada asta care e făcut satul nou, nu e. E piatră. Într-un alt dosar instrumentat de DNA, fostul ministru al mediului este acuzat că ar fi numit, fără respectarea legii, un director la Școala Populară de Arte din Iași, un apropiat de al politicianului. Procurorii au investigat cum s-a organizat angajarea lui Vlad Baba, persoana care a primit postul. A venit al doilea dosar al dumneavoastră. Al doilea dosar al meu? Vă mărturisesc că... Angajarea unui consilier? Nu, vedeți că sunteți într-o eroare. Inculparea și trimiterea mea în judecat este mai degrabă nu pe angajare, ci pe detașare. Faceți o adresă la Guvernul României să vedeți câte detașări au fost făcute în 2022, în 2021 sau în 2020. Veți observa cu surprindere, că s-au produs sute sau mii de detașări într-un an. Un procuror la Iași a considerat că condițiile nu au fost îndeplinite. Vă repet, abia aștept să treacă timpul pentru că și eu îmi doresc cât mai repede cu putință să-mi demonstrez nevinovăția. Nenumărate suspiciuni planează și asupra modului în care familia lui Costel Alexe și-a dobândit bunurile. S-a vorbit foarte mult despre averea familiei dumneavoastră. Aruneanu e o zonă bună? Domnul Savu, în ceea ce privește averea lui Costel Alexe, cel puțin, ea este publică din 2012. Familia dumneavoastră este bogată? Familia mea, ca orice altă familie din România, are, dacă este să ne referim material, fiecare după cât a muncit sau după cât și-a dorit. Familia mea, dacă mă întrebați, comparativ cu alte familii, este o familie bogată pentru că a rămas unită și este o familie frumoasă cu mulți nepoți. Încerc să vă întreb dacă, practic, familia mea e nevoie să aibă de suferit sau să fie blamată pentru pur și simplu fapt că poartă numele de Alexe. Într-o zonă foarte bună a Iașului, în Aroneanu, o localitate lângă municipiul Iași, președintele Alexe are un teren concesionat de la primăria de aici, pe 49 de ani. Familie mare, proprietăți multe și frații dumnealui au aici construcții făcute, frații și mama lui Costel Alexe. Aroneanu, 500 de metri pătrați de teren. Apartament
de, din 2009, proprietate Costel Alexi. Credit, prima casă. Apartament, Costel Alexi. Îmi pare rău că n-am listat-o și eu. Că, credit. Cel de-al treilea apartament este al soției, prima casă. Președintele Consiliului Județean Iași și este deranjat atunci când se citează din declarațiile de avere în care apare și soția. Cred că aveți o declarație de avere în care, înainte de căsătorie, erau bunurile. Dar sunteți, iarăși, dați-mi voie să vă spun că sunteți într-o mare eroare. Și nu aveați, n-ați avut niciodată teren la bunura? Este terenul soției. E terenul soției. M-ați întrebat dacă am eu teren. Mi-ați spus dumneavoastră că eu am teren, că am concesionat. Păi, este terenul soției, nu și al dumneavoastră? Domnul meu, fosta soție. Pentru că noi, în momentul de față, suntem divorțați. În declarația din 2021 apare teren extravilan Rediu, teren extravilan Bârnova, teren extravilan Bârnova, teren intravilan Aronean. Declarația dumneavoastră. O știți, probabil că voi. Domnul Savu, am o rugăminte. 2021. Citiți până la capăt. Alex Raluca. Rugăminte, citiți-mi unde scrie Costel Alexi. E declarația lui Costel Alexi. Declarația de avere titular, a președintelui. Acolo este un contract de partaj voluntar încheiat de foarte mult timp. Contractul de partaj voluntar a fost semnat încă din 2013, în care, conform contractului, fiecare știa ce are, ce stăpânește de la momentul respectiv. În mass media a apărut la nivelul anului 2021 că Costel Alexe ar fi divorțat tocmai pentru a-și pune la adăpost averea. Din 2013 până astăzi era individualizat fiecare persoană ce imobil a avut sau deține. Daniela Mitrofan este fondatoarea Reset, o mișcare civică din Iași. Am vrut să arătăm că se poate și în Iași, să arătăm că se poate și aici, că moldovenii nu sunt chiar atât de mămăligi, cum ni se spunea, la momentul actual. Nu suntem atât de vinovați, mai ales noi, ca tânără generație. Asociația a dat în judecată Direcția Silvică Iași pentru a afla cine a fost pus în proprietate în pădurea Bârnova și la cine au ajuns terenurile, dar se luptă și pentru menținerea pădurilor. Ne dorim ca atunci când o instituție care este finanțată din banii publici să răspundă. Pentru că până la urmă ele sunt în slujba cetățeanului. Protejăm, nu tăiem! Protejăm, nu tăiem! La Bârnova au fost nenumărate proteste pentru a apăra pădurea seculară din zona care reprezintă codrii Iașului. Destul de aproape, în aceeași zonă, sunt și terenurile fraților lui Costel Alexe, dobândite prin cumpărarea unor drepturi succesorale, în continuarea unui alt teren deținut de Raluca Alexe. La marginea Iașului, în Bârnova, foarte aproape de oraș, se construiește o pensiune. Aici este parte din acest contract, este asociată fosta soție a președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Lângă este o pădure care aparține tot familiei Alexe. Da, încă o dată, era terenul familiei la Bârnova, da? Da. E în proximitatea terenului fraților dumneavoastră la Bârnova? Iertați-mă, că de ce înseamnă proximitate? Definiți. Lângă. Sunt în aceeași comună. În aceeași comună. Sat. În fapt, pe terenul care este în proprietatea fostei soții, construiește firma deținută de un fin al soților Alexe, angajat la Cadastrul din Iași, instituție care a fost condusă tot de Costel Alexe. La conducerea acestei instituții este alt fin, Ionuț Grădinaru. Și alții apropiații ai lui Alexe au primit un loc de muncă la stat. Lucian Jugrin, fostul șofer de la Ministerul Mediului, a fost o perioadă șeful cabinetului prefectului din Iași. Petru Avram este un alt cumătru de lui Alexe și a fost până în primăvara lui 2021, când a demisionat, director la Administrația Bazinală de Apă Brut Bârlad. Este și el inculpat într-un dosar DNA acuzat de angajarea ilegală a unei tinere fără competențe pe post de inginer în dispecerat. Tot un fin, Sorina Floare este vicepreședinte al Consiliului Județean Iași. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV a transmis că numirea lui în această funcție nu are nicio legătură cu nașul Alexe. Pasul spre administrația publică a fost făcut în anul 2016, când am câștigat primul mandat de consilier județean, cu mult înainte de a fi cununat de Costel Alexe. Funcția de vicepreședinte al CJ Iași am obținut-o prin susținerea biroului politic județean al PNL Iași și prin votul consilierilor județeni. Nu a fost o numire politică.
Înainte de Costel Alexe, Consiliul Județean Iași a fost condus de Maricel Popa. Un apropiat de-a lui Ion Iliescu, acesta este unul dintre cei mai longevivi politicieni ieșeni, dar și un om de afaceri îmbogățit din privatizarea unor societăți în anii 90. Una dintre catastrofele ajunse în fruntea Consiliului Județean poartă numele de Maricel Popa, un om care a privatizat, așa cum privatizau mulți pe în anii 90-2000, una dintre celebrele fabrici din Iași, Technoton. Fiecare întreprindere care în boată, fiecare societate, avea foarte mari datorii. Toate aveau datorii imense față de pachetul care îl luai cu un preț când mergea întreprinderea, avea datorii de milioane. Și nu făceați contracte cu statul. Au fost și contracte cu statul, de exemplu, o societate care făcea asfalt la drumuri. Drumurile toate sunt ale statului, sunt drumuri private. Familia actualului senator PSD controlează un mare grup de firme în Iași, grupul industrial Omega Technoton, care are în componență 10 companii, între care Technoton, antrepriza de drumuri și poduri, Moldoforest sau Vitalef. O bună parte dintre companiile controlate de familia lui Maricel Popa nu mai fac producție, ci închiriază hale. Așa cum este cazul aici, la Vitalef, hală închiriată Poștei Române. Vă referiți dumneavoastră la Vitalef, care are 34.000 de metri, în care o parte, jumătate, se face producție, iar o parte sunt supradimensionate. N-ai ce să faci, nu mai este producția de altă dată, plus mai sunt atât de mulți oameni. În urmă cu 2 ani v-am prezentat la România Te Iubesc istoricul controversatului spital modular de la Lețcani, care și astăzi zace nefolosit. Principalul responsabil, președintele Consiliului Județean Iași din 2020. Atunci, în 2020, când nu știam ce este COVID-ul și vedeam ce se întâmplă în toată Europa, în toată lumea, am convocat absolut toți factorii de decizie, având spitalele în subordine directorului la cele 6 spitale. Dacă acum ar fi din nou o epidemie de COVID, dar ce acel spital acum este predat la ISU. Și uitați că avem război aproape. Dacă se întâmplă ceva în Republica Moldova sau în Ucraina, pot fi aduși 200 de pacienți aici, pentru că acel spital are sală de operații, are 4 fabrici de oxigen independentă. În acest depozit zac peste 100 de paturi de spital, pentru că proiectul a fost gândit prost de la început. În actuala structură nu pot încăpea mai mult de 118 paturi, așa spune legea. Restul au fost aduse aici și sunt mici șanse să mai fie folosite vreodată. Un obiectiv este ca această administrație să recupereze cei 10 milioane de euro pe care fosta administrație social-democrată, fostul președinte Maricel Popa, efectiv dintr-o cauză nobilă de a veni în sprijinul populației, atunci în pandemie cu un spital mobil COVID, practic s-a implicat atât de tare încât Curtea de Conturi a României a concluzionat că întreaga procedură de licitație a fost viciată, iar prejudiciul este întreaga sumă. Contractul de achiziționare al acestuia a fost atribuit unei firme din Turcia, care a semnat actele printr-un intermediar, cetățean moldovean. Acesta a primit de la turci o ofertă cu 3 milioane de euro mai mică, iar DNA a intrat pe fir după ce în poveste au apărut alți 2 intermediari, care au fost la Ankara să ceară șpagă în numele Consiliului Județean. Curtea de Conturi a făcut o imputare, că de aici... Este un spital NATO, rol 3, a fost o licitație internațională, o licitație electronică. Pur și simplu, acolo nu poți să-i... S-a zis că s-a dat șpagă de către turci, că... Nu există așa ceva, s-a stat foarte departe. Ancheta trenează la DNA, iar procurorii trebuie să afle acum dacă această diferență de preț între ce primise inițial intermediarul și prețul cu care s-a semnat contractul e partea unui act de corupție sau nu, dar și a calității acestui spital care lasă de dorit. Mi se pare nedrept ca din banul public al județului Iași, numai puțin de 10 milioane cât a fost partea județului nostru, practic să fie investit într-o adunătură de containere care practic nu au nicio utilitate și nici nu aveau cum să aibă de la început. Doar 3 luni a funcționat spitalul. Conducerea a decis să-l închidă în ianuarie 2021 din cauza problemelor tehnice ce tot apăreau. Cu 10 milioane de euro, cred că am putea să construim un spital nou cu 10 etaje cu banii ăștia.
Astăzi, fostul și actualul președinte al Consiliului Județean Iași sunt colegi de coaliție. E la București și aici nu pot să fii în coaliție, deoarece nu pot să dau mâna, să strâng mâna cu doi penali, cu Alexia Costel și cu Chirica Mihai. Mi-am spus întotdeauna, îmi pare foarte rău, putem sta la aceeași masă. Dar Spitalul Lețcani nu este singura controversă din jurul lui Maricel Popa. Și în 2017 a mai fost anchetat de DNA. Și Maricel Popa și Costel Alexa au o rețetă secretă. Sunt în alianță cu o întreagă rețea de primari, care sunt la rândul lor în legătură cu oameni de afaceri, de multe ori din propria familie, care au firme de construcții, care au firme de reparații. Ați fost și dumneavoastră chemat la DNA de câteva ori. Am fost chemat de două la DNA cu o lucrare care un constructor, în loc de 6 cm de asfalt, punea 2 cm. Și culmea ironică a fost DNA-ul la mine. După aceea s-a închis dosarul în 2018, în august. Tet Construct, prieten cu actuala conducere. Acesta ar fi sistat abuziv 3 contracte de lucrări pe drumuri publice și le-a încredințat unui apropiat. Este adevărat că neștiind la vremea respectivă că acel constructor făcea pentru directorul de atunci la drumuri o vilă la Rădășeni lângă Fălticeni, o vilă imensă. Nu știam asta, erau diferite. Da, cum s-a finalizat? Până la urmă, s-a închis dosarul. Dar atunci eu am fost 3 ani. Ascultat pe Siguranța Națională, comandat de ascultare, pus sechestru pe fabrică, pe acțiuni, pe absolut totul și vă dați seama că nu vorbeam nici în casă de afacerile întreprinderi pentru că nu am vrut să stau departe. Politicieni săraci cu familii bogate, personaje care profită de naivitatea alegătorilor pentru putere și bani. Iar atunci când sunt luați la întrebări sau în rarele cazuri în care justiția își face treaba, se consideră victime. Politicieni ieșeni, o mare cumetrie care stăpânește județul ca pe propria mușie. Mulțumim pentru mesaje. Seria noastră Județe la stăpân continuă. Găsiți edițiile pe Știrile Pro TV, secțiunea România te iubesc. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile Pro TV. Toate bune!